Salut, prieteni, bine ați pe lecție de informatică, sunt Iosif Bodna și vă invit la un nou tutorial Java pe lecție de informatică. Acest tutorial ar de să discutăm despre prioritatea operatorilor într-o expresie. Bun, am să mă duc aici pe internet, pe Google, de fapt, și am să scriu în limba engleză Java Operator Precedence. Așa, bun, și acum enter. Căutați acest link de aici da? și dați un click pe denumirea linkului Java Operator Precedence Table și acest lucru vă va duce la acest tabel. Acest tabel este foarte, foarte bun pentru că aici aveți toți operatorii care sunt implicați într-o programare Java, așa cum vedeți, da? Noi am făcut doar despre operatorii aritmetici care se află aici, precum și operatorii compuși de atribuire, da? Bun, și atunci ce este important în acest tabel? Pe faptul că veți găsi toți operatorii care se utilizează în programarea Java, aici, chiar la uh, capătul acestui tabel, aici la capătul de jos, scrie în limba engleză larger number means higher precedence, deci ceea ce înseamnă că numărul mai mare înseamnă și prioritate mai mare. Și atunci, cea mai mare prioritate o au, au operatorii care se află la acest număr 15 și așa mai departe, prioritatea descrește cu acest număr. La 14 avem operatorii care au o prioritate mai scăzută decât operatorii care se află la 15, dar au o prioritate mai înaltă decât operatorii care se află la 13. Și atunci înseamnă că acești operatori, parantezele, parantezele drepte, și practic aceștia sunt operatorii, aici avem denumirele lor, adică parantezele rotunde, paranteza dreaptă și acest uh, punct, au proiectate cea mai înaltă într-o expresie. Deci ele vor fi primele care vor fi executate într-o expresie, iar dacă vom avea, avea acești trei operatori într-o expresie, înseamnă că evaluarea lor de către java se va face sau executarea lor se va face de la stânga la a, a, dreapta. La fel a, și ceilalți operatori care îi avem aici în, această, a, în acest tabel înseamnă că a, atunci când a, vedeți mai mulți operatori a, la un anumit nivel sau un, la un anumit număr, înseamnă că acei operatori au același nivel de evaluare de către compilatorul Java, iar aici pe ultima coloană aveți modul în care vor fi executate acești operatori într o expresie în programarea Java, da? De la dreapta la stânga acești operatori. Dar eu am să mă rezum acum la operatorii aritmetici, precum și la operatorii compuși de atribuire, dar de mod deosebit la operatorii aritmetici, pentru că despre aceștia am făcut noi până acum, așa, și atunci vedeți că se află multiplicarea, divizarea și modulul la numărul 12. Ce înseamnă că la acest nivel de, de prioritate se află acești operatori, adică au o prioritate inferioară față de acești operatori care se află deasupra lor, dar au o prioritate mai înaltă decât operatorii de adunare și scădere, D după cum se poate observa. Ce trebuie să rețineți? Pentru că dacă avem acești trei operatori, multiplicare, divizare și modulo, într-o singură expresie, datorită faptului că ele au același nivel de prioritate, executarea lor se va face de la stânga la dreapta. Totodată, același lucru este valabil și pentru adunare și scădere, care au o prioritate inferioară acestor operații de uh, mulțire, împărțire și modulo, iar dacă vor fi împreună aceste două, adunarea și scădere într-o expresie, evaluarea lor de către compilator se va face de la stânga la dreapta. Și așa mai departe, citiți acest apel, este foarte bun din punctul meu de vedere, doar veniți aici, nu trebuie să învățați pe de rost aceste lucruri, este o completă o nepunie din punctul meu de vedere. Uh, dacă veți face ex Exerciții foarte multe, veți, fac, veți practica foarte mult, le veți reține prin practică. Nu este nevoie să le uh, rețineți în memorie, uh, ele vor fi reținute prin practică, prin uh, exercițiu. Din punctul meu de vedere, acesta este punctul meu de uh, vedere. Vă spun eu că am văzut programatori care programau de 10 ani și tot așa făceau, mergeau pe, uh, pe Google și foarte multe lucruri. Uh, le luau de pe internet, pentru că până la urmă nu putem reține totul, da? Totdeauna ne vom inspira fie din cărți, fie de pe internet și așa mai departe. Bun, haideți să mergem mai departe în IntelliJ IDE și să vedem aici un exemplu regal de prioritatea executării operațiilor într-o expresie în programarea Java. Și atunci am declarat aici aceste variabile de reale de tip W cu valorile sale aferente și aici am două expresii și observați că în aceste două expresii am implicat exact aceleași variabile și practic exact aceleași operații aritmetice. Da? Și am aici acest sistem .out.println pentru a afișa rezultatul acestor două expresii care vor fi stocate de către aceste două variabile, rezultat 01 și rezultat 02. Bun, haideți să executăm acest cod de program să vedem rezultatul. Bun. Da? Aici sunt rezultatele. Pentru uh, rezultat 01 avem 17, iar pentru rezultat 02 avem 11. Deci, cu toate că avem exact aceleași variabile și exact aceleași operații aritmetice în ambele, uh, în ambele expresii, în aceste două expresii, a, rezultatele sunt diferite. De ce? Pentru că dacă mergem la prima ex, a, expresie, ce avem aici? Avem o operație de adunare și o operație de împărțire. Care are prioritatea cea mai mare dintre aceste două? Operația de împărțire. Și atunci acest lucru înseamnă că Java va executa mai întâi operația de împărțire dintre A și C, adică 24 împărțit la 3, care este 8. După care va executa operația de adunare dintre B și rezultatul acestei împărțiri care este 8, iar B este 9, înseamnă că rezultatul este 17, da? Bun, deci în acest fel este evaluată prima expresie de către Java, de către compilatorul Java de fapt. Bun, mergem la cea de-a doua expresie, da? Ce avem aici? Avem operația de adunare, operația de împărțire, dar avem ceva în plus aici, avem aceste paranteze. Aceste paranteze vor schimba totul. Pentru, de ce? Pentru că au prioritate cea mai înaltă într o expresie. Mergem în tabelul nostru aici și vedem că paranteza se află aici sus. Da? La se află la cel mai mare număr în tabel, înseamnă că are prioritatea cea mai înaltă. Da? Și atunci înseamnă că întotdeauna parantezele vor schimba totul. Vor schimba absolut totul într-o expresie. Așa, și atunci acest lucru trebuie să aveți grijă și trebuie să îl tratați cu foarte uh, mare atenție. Așa. Bun, și atunci să vedem cum a executat Java această expresie. Deci, mai întâi de toate, a executat operația de adunare, chiar dacă are o prioritate mai mică decât operația de împărțire. Datorită faptului că operația de adunare se află în interiorul acestor paranteze rotunde, parantezele fiind cu prioritatea cea mai înaltă, compilatorul Java va executa mai întâi operația de adunare și atunci B plus a, deci b e 9 24 a 33 împărțit la 3, care este valoarea pentru c, avem rezultatul 11, după ce se execută operația de împărțire dintre rezultatul în urma acestei adunări aici, avem 33 împărțit la 3, deci este 11. Deci practic mai întâi se execută operația de adunare din paranteză după care împărțirea, da? Adică aici vom avea 33, da? După care se execută operația de împărțire la 3 și rezultatul este 11. Bun, haideți să mai facem încă un exemplu aici și atunci haideți să copiez practic partea aceasta și am să o lipesc aici mai jos și atunci aici voi schimba această expresie să spunem așa, B împărțit la C, să spunem și mulțirea aici, da, A, după care să avem și operație de adunare la D. Bun, practic și aici va fi rezultatul 0,3. Aici vom avea rezultatul 0,4. Bun, practic vom avea aceeași expresie aici. Bun, așa. Și ce vom schimba aici? Vom pune aici o paranteză. Da, și haideți să schimbăm și aici. Rezultat 0,3, după care rezultat 0,4. Și haideți să executăm acest cod de program. Da, să vedem ce obținem. Și aici trebuie să schimbăm rezultat 0,3 și rezultat 0,4. Da? Bun, haideți să executăm acest cod de program. Așa, să vedem care este uh, rezultatul. Practic uh, avem uh, aceste două expresii în care sunt implicate aceleași variabile, aceleași operații aritmetice, dar rezultatele sunt diferite, așa cum se poate vedea aici în consolă. Rezultat 0.373 și rezultat 0.475. De ce? În prima uh, expresie avem o operație de împărțire dintre B și C, după care rezultatul împărțirii se va mulți cu A, și după care uh, se va aduna rezultatul cu D. Da? Deci avem o operație de împărțire, uh, de mulțire și de adunare. Practic, Java uh, va executa uh, în felul următor această expresie. Deci tot trebuie să ne uităm aici că avem o operație de împărțire și mulțire. Acest lucru uh, înseamnă că aceste două operații se află la același nivel de prioritate. Ce se întâmplă când două doi operatori sunt la același nivel de prioritate? Se execută de la stânga la dreapta în... Uh, atunci când avem uh, acești operatori de împărțire, mulțire și modulă. Și atunci înseamnă că se va executa mai întâi împărțirea dintre B și C. Deci B este uh, 9 împărțit la 3, vom avea 3, după care se mulțește rezultatul împărțirii cu A, care este 24, uh, așa, și atunci aici avem uh, 72 și rezultatul uh, a acestei expresii din stânga, 72 se va aduna cu D, care este 1, și atunci avem 73, da? Și atunci aici este 73, bun. La următoarea expresie avem aici o împărțire, înmulțire și adunare. Deci prima care va fi executată va fi operația de adunare, pentru că se află în paranteză, parantezele la prioritatea cea mai înaltă, și atunci o să avem A plus D, și atunci 24 plus 1 este 25, după care, pentru că avem atât operație de împărțire și mulțire, aceste două se află la același nivel de prioritate. Executarea se va face de la stânga la dreapta și atunci mai întâi împărțirea B cu C, 9 împărțit la 3 e 3, 3 înmulțit cu 25 este 75. Da? Deci aceasta este modalitatea de executare al acestor Operații la acestor expresii de către uh, Java și haideți să mai facem încă în, uh, un exemplu. Să scriem aici rezultat uh, 0,5 egal și atunci aici haideți să punem exact aceeași expresie până la urmă. așa Punem punct uh, uh, și virgula. Și aici să, să mai punem, să zicem, un, un C, da? Și atunci, haideți să mai punem aici o paranteză. Așa. Bun, care credeți că va fi aici a, rezultatul până la urmă, da? Haideți să executăm, să vedem. Da, avem a, rezultatul, a, da, trebuie să mai pun aici o linie de cod. Așa. Atunci aici voi pune 05 și aici 05, haideți să scot în afară până la urmă aceste linii de cod pentru că avem prea multe linii de cod. Așa, până la urmă și aceste două expresii că nu mai am nevoie de ele și vom lăsa doar această expresie și această linie de cod prin care afișăm în consolă rezultatul. Da? Haideți să executăm, să vedem care este rezultatul acestei expresii. Este 84. De ce? Deci cum va fi executarea? Deci avem adunare de două ori, avem mulțire și împărție. Da? Deci care este proiectată cea mai altă? Paranteza. Dar aici noi avem două paranteze. Și atunci înseamnă că întotdeauna parantezele din interior vor fi executate primele. Înseamnă că această operație de adunare va fi executată prima. Deci A plus C. A plus C este 24 plus 3 este 27. După care rezultatul acestei paranteze se adună cu D. 27 plus 1 este 28 după care rezultatul operațiilor din această paranteză, parcă era 28, se va mulți cu rezultatul împărțirii între B și C, care este 3, mulți cu 28, rezultatul final este 84. Bun, cam atât am avut de spus pe astăzi, deci acordați importanță acestor lucruri, acordați importanța priorității executării operatorilor într-o expresie în programarea Java. Ați văzut câte probleme poate să ridice, ați văzut că doar o singură paranteză poate schimba rezultatul sau dacă schimbăm ordinea operațiilor de asemenea, rezultatul expresiei poate fi schimbat. Bun, aveți acest tabel aici unde aveți toți operatorii, modalitatea de executare a operatorilor într-o expresie. Deci, studiați acest, acel tabel, practicați și veți stăpâni această prioritate a executării operațiilor sau a operatorilor în java fără nicio problemă. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial și vă aștept în continuare pe lecția informatică. La revedere!